Să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Cartea Profetului Ieremia, capitolul 1, voi citi de la versetul 1 până la versetul 12, pagina în Biblie, 736. Pentru cei ce vă doriți să urmăriți din Biblie, pentru cei care nu aveți Biblia, puteți să urmăriți de pe aceste monitoare textul biblic. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Antot, din țara lui Beniamin, Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13 an al domniei lui. Și pe vremea lui Joachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Până la sfârșitul anului al 11-lea lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie în luna a cincea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, e te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc că -și sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, că te vei duce la toți acei la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura, și Domnul mi-a zis: Iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărați ca să smulci și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns: Văd un vegheator. Și Domnul mi-a zis: Bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Amin. Vă rog să reocupați locurile. <coughs> În această dimineață, inspirați din acest moment istoric, din această întâlnire a lui Ieremia cu Dumnezeu, aș vrea să ne inspirăm și noi ca să știm ce să învățăm pe copiii noștri. Tema din această zi pe care am intitulat-o exact așa este Ce să învățăm noi pe copiii noștri? Uitându-ne la Dumnezeu, să vedem ce l-a învățat Dumnezeu pe Ieremia și inspirându-ne din această întâlnire a lui Ieremia cu Dumnezeu. Cine este profetul Ieremia? Aș vrea să fac așa un, o prezentare istorică ca să știm despre cine este vorba. Ieremia este fiul preotului Hilchia. Despre preotul Hilchia... Cred că ați auzit atunci când în doi cronici, capitolul 34, ni se relatează momentul când preotul acesta Hilchia, tatăl, tatălui lui Ieremia, este chemat de împăratul Iosia să facă o reformă. Reforma nu se poate face fără Biblie. O națiune nu poate să existe fără Cuvântul lui Dumnezeu, fără Biblie. După cum spunea și unul din foștii președinți ai Statelor Unite, George Washington spunea nu pot să guvernezi lumea fără Dumnezeu și fără Biblie. Așa că preotul Iosia, care a ajuns împăratul Iosia, care a ajuns la opt ani împărat, dă un ordin preotului Hilchia să se ducă și să dreagă altarul, să dreagă templu care ajunsese în paragină din pricina lui Amon, tatăl lui Iosia și a bunicului său Manase. Cei doi împărați al lui Iud, Iuda atât Amon cât și Manase, Biblia îi descrie ca fiind oameni răi care au condus poporul lui Israel la idolatrie. Contează cine este președintele țării? Contează dacă este un creștin sau dacă este un ateu. Dacă este, știu eu, unul care crede în Dumnezeu sau care nu crede în Dumnezeu. Pentru că președintele sau împăratul poate să influențeze țara și politica din țară, absolut și religia. Prin urmare, Amon este un idolatru. Deși a avut o domnie lungă de 40 de ani, în cei 40 de ani Dumnezeu i-a dat șanse, una într-una, ca să se întoarcă spre Dumnezeu. Sfârșitul lui Amon este rușinos, la fel ca sfârșitul lui Manase. În acest context istoric apare Iosia ca trebuind să ia împărăția și să conducă destinele lui Iuda datorită faptului că Amon, tatălui, se stinge la vârsta de 8 ani, el își pune întrebarea, uitându-se peste națiunea lui Iuda, care este în paragină din punct de vedere spiritual, economic, moral și din toate punctele de vedere. Ce aș putea să fac pentru națiunea mea? Îl cheamă pe preotul Hilchia și preotul Hilchia, împreună cu logofătul Șafan, scrie Biblia în 2 Cronici 34, se duc în templu și se uită în templu. Imaginați-vă catedralele din Europa în paragină. Imaginați-vă să intri într-o catedrală frumoasă și în această catedrală să vezi pânză de paiangeni, să vezi acele cărți creștine altădată uh, citite de către preot sau de către liderii religioși, explicate sau predicate mulțimii că acum sunt pline de praf. Știi, când ai o Biblie acasă, dacă Biblia ta e plină de praf acasă, înseamnă că e mult păcat în viața ta, pentru că nu citești Biblia. Iar exact același lucru s-a întâmplat când a intrat în templu, a văzut că Biblia sau sulul cărții este praf. Praf în sensul real al cuvântului. A luat praful, la șters și apoi a desfăcut sulul sfânt. În sulul sfânt era descrisă exact situația de față, prezentă, pe care Dumnezeu o profețise înainte pe vremea lui Amon și pe vremea lui Manase, bunicul său. Hilchia, preotul acesta, când citește conținutul cărții, rămâne el foarte mișcat și se produce o trezire în sufletul lui. Vorbește cu logofătul Șafan și îi spune, nu-i corect ca noi să nu ducem această carte, deși împăratul ne-a cerut să punem toate lucrurile în ordine, noi nu putem începe o reformă fără ca să audă și el cuvintele cărții. S-au dus în fața împăratului Iosia au desfășurat Sulu și au început să citească logofătul șafan, scribul acesta, pentru că nu mulți știau să citească atunci sau să scrie. A început să-i citească împăratului ce spunea Sulu sfânt. Când a auzit Iosia, copilul acesta și-a sfârșit hainele și a zis: Știu de ce țara mea este în paragină. Știu de ce nu mai avem succes nici economic, nici politic. Știu de ce nu mai avem niciun succes. Oamenii sunt săraci. Oamenii au ajuns într-o stare deplorabilă. Știu de ce există atâta mafie în țară și de ce există atâta corupție. Știu de ce există imoralitate acum. Știu. Pentru că tatăl și bunicul meu, generația trecută, n-au fost oameni care să conducă moral poporul înspre ceea ce ar fi vrut Dumnezeu. Prin urmare, cere să facă o reformă. Își adună preoții, de ordin marelui preot Hilchia, să adune pe toți preoții subalterni sau Asistenți, numiți-i cum vreți, și aceștia vin toți și împreună pun și drec casa lui Dumnezeu. Ieremia este fiul acestui preot. Dar faptul că este fiul acestui preot nu înseamnă mult. După cum nu înseamnă mult că copiii noștri sunt copiii noștri și vin aici în biserică, ci Ieremia, la fel ca și copiii noștri, au nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu. Altfel, Uitați-vă, deși preotul chiar este preot, el nu ne neaparat uh, își ia fiul să-l pună preot, pentru că și el este preot. Pentru că slujbele acestea nu se moștenesc pe linie familiară. Nu înseamnă că dacă eu sunt preot și copilul meu, automat trebuie să fie preot. Slujba aceasta, spune nevrei, nu și-o ia nimeni, ci slujba aceasta o iei dacă ți-o dă în primul rând Dumnezeu. Dacă nu ți-o dă Dumnezeu și ți-o dau doar oamenii, lucrul acesta se va vedea mai târziu. Ieremia nu ajunge preot. Vocația lui nu este pentru așa ceva. Dumnezeu intervine într-o noapte și îi se descoperă lui Ieremia. Și îi spune menirea pentru care este el. Ieremia a chemat. Ieremia este un tip apolitic. Totdeauna profețește împotriva politicii lui Iuda și îi spune împăratului lui Iuda mai târziu, după ce Iosia nu va mai fi împărat, ci va urma un alt împărat, după cum descrie aici cuvântul Domnului, Ioachim, îi spune lui Ioachim, mai bine decât să ajungi să te lupți cu babilonienii, care sunt un popor puternic, Dumnezeu mi-a vorbit să închei un tratat de pace, să te subordonezi, pentru că nu ai nicio șansă în fața acestui popor migrator și puternic. Sigur că nu ascultă pe Ieremia, îl consideră un trădător și din cauza asta, Ieremia are de suferit. Este aruncat în închisoare, este dus într-o casă unde să-i se dea pâinea întristării, este aruncat într-o fântână sau într-o groapă, mai bine zis, fără apă. Este în diferite situații considerat un trădător. De fapt, nu era un trădător. Toți ceilalți profeți mincinoși profețeau că Iuda va avea prosperitate, că nu o să fie bătuți de babilonieni, că o să fie un popor și. Prosper și așa mai departe. Singurul Ieremia care profețea diferit de ce profețiau ceilalți. Să mergi împotriva curentului nu e un lucru ușor. Suntem obișnuiți să trăim în acel spirit de turmă, să mergem toți în aceeași direcție dacă majoritatea merge. Însă, Ieremia ascultă de glasul lui Dumnezeu. Lui Ieremia îi se spune și îi spune Dumnezeu să nu te căsătorești niciodată, pentru că vocația care o ai necesită mult, mult timp și multă implicare. Ieremia 16, versetul 1 și 2, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, să nu ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fi, nici fice, pentru că nu există un viitor aici. Întâlnirea lui Ieremia cu Dumnezeu îi va marca restul vieții și va deveni acel glas al lui Dumnezeu care strigă unei națiuni idolatre să se întoarcă la principiile adevăratului Dumnezeu. Dacă nu o vor face, vor gusta lunga și aprica robie. Și acum, cam asta despre Ieremia. Profetul acesta al Vechiului Testament, un om pe care putem să-l copiem în materie de credință, un exemplu elocvent pentru viața noastră și pentru familia noastră. Din acest dialog, Ieremia și Dumnezeu, sau Dumnezeu și Ieremia, Haideți să deducem și noi câteva lucruri, ce să învățăm noi pe copiii noștri, ce l-a învățat Dumnezeu pe Ieremia și ce vrea Dumnezeu să învățăm noi pe copiii noștri. Primul lucru care l-a învățat Dumnezeu pe Ieremia și care ar trebui noi să învățăm pe copiii noștri, să învățăm care este scopul existenței lor pe pământ. Auziți ce spune Dumnezeu? Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te în deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dragul meu, unul care știe, știa că voi exista înainte să exist, este Dumnezeu. Această ființă superioară pe care unii o detestă, alții o contestă, alții o pun la îndoială, alții nici nu cred în ea, acest Dumnezeu atotputernic, care guvernează Universul și face tot ce vrea în Univers, știe... Înainte să se întâmple lucrurile, cum se vor întâmpla? Ceea ce îi spune Dumnezeu aici lui Eremia, dacă este vorba să luăm uh, ideile lui Calvin, nu este vorba de mântuire. Dumnezeu poate să predestineze oameni, dacă e vorba de predestinare pentru slujbe. Da, nu pentru mântuire. Când e vorba de mântuire, Dumnezeu nu a predestinat acești oameni vor merge în Rai și acești oameni vor merge în Iad. Mântuirea este o chestiune de alegere. Fiecare om din lumea aceasta are drept la mântuire, pentru că așa spune Ioan 3,16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea nu spune doar o categorie, doar pe evrei, doar pe uh, ei i-a iubit Dumnezeu, ci Dumnezeu, acolo Ioan spune că Dumnezeu a iubit lumea. Deci orice om e un candidat la mântuire. Cine vrea să accepte mântuirea va fi mântuit, cine nu, va fi osândit. E o chestiune de voință, până la urmă tu alegi. Viața este o multitudine de alegeri zilnice. Și apoi consecințele nu le mai poți alege. Poți să faci alegeri în viață cum vrei. Poți să alegi cu cine să te căsătorești. Poți să alegi la ce școală să mergi. Poți să-ți alegi profesia. Poți să-ți alegi mântuirea. Dar când este vorba de slujbă în casa lui Dumnezeu, aici Dumnezeu, dacă vreți, folosește un fel de predestinare. Adică Dumnezeu alege oameni pentru anumite slujbe. Acum, rolul nostru ca și părinți, după cum uh, spunea și uh, Iorga, taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Știți că sunt oameni care trăiesc fără scop? Știți de ce tinerii se căsătoresc azi greu sau nu se mai căsătoresc? Există acele căsătorii de probă? Oameni care trăiesc așa ani și ani împreună și spun la urmă, bă, nu suntem unul pentru altul și se despart. Știți că lucrul acesta nu place lui Dumnezeu, bineînțeles. Care este scopul existenței umane? Pentru ce trăim? Comuniștii au răspuns, sau mai bine zis, acest materialism uh, diabolic, ateist, spune că omul, auziți, scopul omului pentru comuniști sau pentru atei. Omul trăiește ca să consume și consumă ca să trăiască. Adică omul nu-i decât un animal evoluat care vine de nicăieri și merge spre nicăieri, cum spune Țuția. Oare chiar asta e taina existenței umane? Care e scopul nostru? Când nu cunoaștem scopul pentru care suntem, suntem deja falimentari din start, încă din copilărie. Unul din lucrurile importante este să învățăm pe copiii noștri care e scopul existenței lor pe pământ. Pentru ce trăiesc, pentru ce au venit în lumea aceasta. Și cel care poate descoperi cel mai bine scopul este Dumnezeu. Vă dau câteva exemple. Există oameni, vedeți, când, când știu scopul pentru care și care l am în viață, am să mă dedic acelui scop și am să lupt pentru acel scop și am să văd împlinirea în ceea ce fac prin faptul că am fost ales pentru acel scop. Când Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune așa, vreau să-mi faci un cort al întâlnirii. Cortul acesta al întâlnirii va fi locul unde mă voi întâlni cu tine și cu poporul. În cortul acesta al întâlnirii va trebui să-mi faci un chivot, acolo va fi Sfânta Sfintelor, locul sfânt, și în locul acela prea sfânt, în Sfânta Sfintelor, mă voi întâlni la nivelul capacului spășirii cu tine, îți voi vorbi. Acum, cine trebuia să facă uh, chivotul? Cine trebuia să facă cortul întâlnirii? Vă imaginați Moise? Nu! Moise avea menirea de a conduce, de a ghida poporul spre voia lui Dumnezeu, de a le explica legile și poruncile lui Dumnezeu. Dar acolo există oameni pe care Dumnezeu i-a chemat cu acest scop special. Uitați ce spune în Exod 31, la 5. Domnul a vorbit lui Moise și a zis Să știi că am ales pe beța el, fiul lui Ur, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat puterea să născocească tot felul de lucruri meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în piatră și să lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Nimeni nu putea să facă lucrarea asta pentru care era chemat el. Nu putea să o facă Moise, nici Aron, nici Maria, nici unul. Dragii mei, fiecare avem un scop în viața aceasta. Și când ne înțelege scopul pentru care am fost chemați, nimeni nu poate face lucrul acela în locul nostru. Trebuie să-l facem noi, să ne achităm responsabilitatea care ne-a fost încredințată de Creator, de Dumnezeul nostru. Lucru care trebuie să-l înveți pe copil este să-și descopere scopul pentru care este în viața aceasta. Pentru care este în lumea aceasta. Uitați-vă un al doilea exemplu, pot să vi-l dau pe Ioan Botezătorul și ucenicii lui. Ioan capitolul 3, versetul 26 la 28. Au venit deci la Ioan și au zis, învățătorule, cel ce era cu tine, adică Isus, dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează tot și toți oamenii se duc la el. Au zis ce răspunde Ioan? Drept răspuns Ioan le-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martor că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Ioan, botezătorul, a recunoscut și a recunoscut scopul lui. Nu sunt eu, Cristosul. Și în același timp spune: Niciun om nu poate face mai mult decât este dat din cer. Adică, Dumnezeu are un scop pentru fiecare persoană, un plan. Dacă acea persoană stă în acel plan, va fi fericit. Dacă sare din acel plan, dacă nu urmărește scopul, dacă nu face ceea ce este chemat să facă, nu va avea succes. Când vorbim de Biserica lui Dumnezeu, în Biserica lui Dumnezeu există anumite planuri sau scopuri pe care le are Dumnezeu. Uh, unul din frați cita aici dimineață, folosindu-se de ceea ce spunea Apostolul Pavel, că nu toți sunt proroci, nu toți sunt păstori, nu toți sunt evangeliști. Dar de ce nu sunt toți păstori? Știți, lucru cel mai grav e când păstorul vrea să fie proroc sau când prorocul vrea să fie păstor. Când nu stai la locul, la scopul pentru care te-a chemat Dumnezeu, poți să greșești fundamental. Ce ar fi zis Ieremia? Doamne, tată, au fost preot. Eu nu vreau să fiu proroc, eu vreau să fiu și eu preot. Schimbăm scopul. Nu putea să-l schimbe. Dumnezeu l-a chemat și a descoperit scopul exact de care Dumnezeu avea nevoie în acea perioadă. Ca să explice lucrul acesta, Apostolul Pavel compară biserica cu un trup. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, de la 12 la 15, Apostolul Pavel, pentru a explica scopul și importanța ca fiecare membru al bisericii, fiecare participant, fiecare mădular al trupului lui Hristos să-și cunoască bine scopul, spune așa, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și apoi continuă în 1 Corinteni 12, de la 28 la 30, și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi, apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Pune întrebare. Toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Și la aceste întrebări răspunsul este nu, nu toți. te-a întrebat fiind aici în biserică, care este scopul tău, care este scopul lui Dumnezeu cu tine în biserică? Să știți, biserica nu este un loc unde acolo sunt consumatorii de slujbe și aici sunt cei care slujesc. Fiecare avem un scop. Care este scopul în societatea asta românească? La ce te-a chemat Dumnezeu să faci cel mai bine? Fă! Orice lucru îl faci, să-l faci ca pentru Domnul, spune Biblia. Te-a chemat, iertați-mă, sunt diferite slujbe. Oamenii, și știți cum îmi dau seama de un om că e chemat pentru o slujbă după dexteritatea care o are. Eu degeaba vreau să fiu constructor, că nu mă dau cu ciocanul peste degete, oricât aș încerca. Pentru că nu e asta chemarea mea. Iar altul, parcă nu mă suflă câte un cui și intră înăuntru atunci când îl bate, când îl lovește cu ciocanul. Asta e chemarea lui. Lucrurile se întâmplă, se strică, atunci când oamenii nu-și nu cunosc scopul și nu stau la locul lor. Când vrea să fie președinte și nu-i chema de președinte. Când vrea să fie, nu mai știu ce vrea să fie și nu are chemarea respectivă. Bisericile ajung, ajung să falimenteze nu din cauza lui Hristos, ci din cauza că nu se respectă sau nu se pune accent pe chemarea acelui care trebuie să fie în slujbă. Când scopul nu este urmărit așa cum cere Dumnezeu, atunci și lucrurile se încurcă. Un al doilea lucru care trebuie să învățăm pe copiii noștri să învățăm să vorbească. Auzi, Ieremia recunoaște. Doamne zice, îți prea tânăr să mă chem în slujbă. Eu nu știu să vorbesc. N-am fost la niciun curs de ars retorica. Pe vremea, știu, antichității era așa numite la latini ars retorica, cursuri de retorică. Ce ofereau cursurile de retorică? Cursurile de retorică nu erau altceva decât îi învățau pe oameni arta de a vorbi în public. Nu oricine poate să vorbească în public. Nu oricine știe să vorbească în public. Sunt oameni care spun, domnule, fac orice în biserică, dar nu mă pune să vorbesc. Cu ăștia e fain. <laughs> nu mă pune să vorbesc orice fac. Dă-mă să duc, dă-mă să fac. Dar sunt alții care. Pune-mă, doamne, să vorbesc. Dar de ce nu mă pui să vorbesc? Ai ceva cu mine, mă urăști, nu mă iubești, ai ce? N-am, domne, nimic cu tine. Nu, eu vreau să vorbesc, domnule, lasă-mă să vorbesc eu în public. Ieremia recunoaște și spune: Recunosc, Doamne, că nu știu să vorbesc. Și Dumnezeu a zis: Te învăț să vorbești. Știți ce mult contează cum vorbim? Ce mult contează să vorbim. Ce har ai să poți să vorbești. Eram acasă, deci când eram în America, am chemat o, o am chemat mai multe echipe ca să mi dea prețuri la zugrăvitul casei în interior. Și printre cei care au venit acolo să zugrăvească casa, au venit și doi, adică o echipă de trei erau, unul mai în vârstă, solid, așa, mare, și alți doi mai tineri cu el. Când bătrânul a sunat la sunerie, am deschis ușa, a intrat în casă, au venit și cei doi după el, cei doi au intrat așa pe lângă mine, parcă eram invizibil. De obicei, americanii salută frumos, îs manierați în sensul acesta. Dar cei doi au trecut așa pe lângă mine, nu mi-au zis nici bună, nici putem să intrăm, nimic. Și eu repede, na, cum suntem noi românii, să tragem concluzii rapide, bă, ce bădărani, ce necrescuți, ăștia nu știu saluta. Păi, au venit în proprietatea mea, nici nu și-au cerut voi. Au intrat cu bătrânul respectos, a salutat, pot să intru, uite așa mai departe. Timpul a trecut și am văzut că în timp ce bătrânul măsura, nu vorbea nici cu cei doi deloc. Și am văzut că folosește telefonul și prin SMS-uri se înțeleg cu cei doi. N-am înțeles de ce. După ce a terminat de măsurat și mi-a spus cam cât ar costa, mi-a spus, domnule, ăștia doi sunt copiii mei. Ăștia s-au născut surdomuți. Ăștia nu au vorbit. Niciodată nu le-am auzit glasul. Și mulțumită tehnologiei de acum putem să ne înțelegem prin SMS, că n-am învățat limbajul gestual, limbajul semnelor. Pentru prima dată am zis, Doamne, îți mulțumesc că pot să vorbesc. Mulțumesc că copiii mei pot să vorbească. Mulțumesc că mă aud și -i aud. Ai mulțumit lui Dumnezeu pentru că poți să vorbești? Știți, avem o datorie să învățăm pe copiii noștri să vorbească. Dumnezeu i-a spus, știu că nu știi să vorbești în alte cuvinte, dar iată eu am să te învăț să vorbești, am să pun cuvintele mele în gura ta. Eu am să spun cum să vorbești, Ieremia. Nu-ți face probleme. Vă mai amintiți că mai există un context unde Dumnezeu ne spune că ne învață El să vorbim? Când veți fi duși în fața dregătoriilor sau în fața dregătorilor, și va trebui să dați socoteală de credința sau nădejdea care este în voi, să nu vă gândiți dinainte ce veți avea de spus, căci însuși Duhul Tatălui, Duhul Tatălui meu, vă va descoperi chiar în ceasul acela ce veți avea de spus. Atunci Dumnezeu ne va învăța, ne va pune cuvinte în gură, ce să spunem. Dar, ca și părinți, avem datoria să învățăm pe copiii noștri cum să vorbească. Începând de mici, copiii sunt la noi în casă. Și prima dată când spun mama și tata, noi îi învățăm. Nu școala, nu instituțiile statului, ci noi. Dacă copilul te aude că vorbești vulgar, perisabil, murdar, dacă te aude că spui vorbe otrăvitoare, să știi că copilul, de aia se numește copil, că-i copie, copiază exact ceea ce faci tu. Și mai târziu va avea același limbaj care-l ai tu. De fapt, limbajul acesta al umanității a fost pervertit. Știți de ce înjură românii? Știți de ce înjură și blastăm americanii? Știți de ce toate națiunile Pământului vorbesc vulgar? Dumnezeu nu ne-a creat cu un limbaj perisabil, Dumnezeu ne-a creat cu un limbaj creativ, cu un, crea... cu un limbaj nobil. Cuvântul e o armă, poți să distrugi sau să ridici un suflet. Printr-un cuvânt împotriva lui Ieremia, s-au ridicat bătrânii lui din Iuda, care aveau fețele așa de, de crispate și de enervante. Se uitau la profetul acesta tânăr că l-ar fi mâncat. Și au zis într-o zi, nu avem cum să-l omorâm decât hai să-l omorâm cu vorba. Și în fiecare zi să-i spunem cuvinte jignitoare, cuvinte usturătoare. Până când Ieremia a ajuns la un moment dat și a zis. Nu mai vreau să prorocesc, Doamne, să prorocească cine o vrea, alege pe cine vrei. M-am hotărât, Doamne, nu mai vreau. Și tot el explică mai târziu, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Am încercat scopul care tu mi l-ai dat și la care am fost chemat să-l înnăduși. Am încercat să sting focul acesta din mine, dar nu pot, Dumnezeu vrea să ne învețe să vorbim. Cum vorbești cu soția sau cu soțul acasă? Cum vorbești cu copilul tău? Ce cuvinte îi pui în gură când te aude că tu rostești cuvinte? Trebuie să existe și o motivație a vorbirii. Nu numai să vorbești așa, să vorbești numai să vorbești. Sunt unii care, vorba lui Eminescu, e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune și înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune, adică din acel penel care l-avea el. Mă să spună și ei, să spună. Trebuie să existe o motivație. De exemplu, despre Ion Inocențiu Micu, Micu Klein, unchiul lui Samuel Micu, spune istoria că n-a vorbit până la 12 ani. Și la 12 ani știți de ce a vorbit? Fiindcă era mut, pe mut l-au pus cioban la oi. Și mutul stătea cu oile și acum avea 12 ani și a venit lupul la oi. Și a început să fugă el mutul să strige cât îl ținea gura. Vine lupu, vine lupu. Și tot satul nu era șocat de faptul că vine lupu, ci erau șocați de faptul că mutul vorbea. Trebuie să existe o motivație ca să vorbești. Ce vorbim și cum vorbim contează foarte mult. Adevărul pot fi comunicate dulce sau dur. Același adevăr, dacă îl spui cu o față crispată, și mânios, chiar dacă e adevăr, nu ajută. Dar adevărul, dacă îl spui cu o față senină, dacă îl spui frumos, astfel încât cealaltă inimă, receptorul, să primească adevărul, va fi diferit. Uitați ce ne învață Biblia. Efeseni 4 cu 29. Iubiți frați creștini. Biblia ne învață cum să vorbim. Biblia nu este o carte doar pentru mântuire. Biblia este și o carte educativă. Unde a pătruns Biblia, acolo țările s-au civilizat. Știți de ce Africa nu e civilizată? Pentru că cei mai mulți din Africa nu cunosc Biblia. E o lume plină de zeități, de păgânism. E o lume idolatră. Unde a pătruns Biblia, a pătruns și civilizația. În Europa a pătruns Biblia, de aceea avem școli, universități, de aceea avem societăți caritabile, pentru că unde pătrunde Biblia, omul se culturalizează, se civilizează. Uitați-vă la Toflia, vorbim de această speță care face parte din poporul român. Și vorbim despre ei de multe ori, așa la un mod inferior, ne considerăm inferiori. Dar romi, despre ei vorbesc. Câte vreme n-a pătruns Biblia între romi, romii au fost sălbatici, îmi povesteau chiar ei. Capitanul, care este păstorul bisericii din Tofli acum, îmi spunea așa, eram așa de nebuni, așa de sălbatici, că nimeni, nici poliția nu putea să intre la noi în Toflea. Când a pătruns Biblia, i-a culturalizat, i-a civilizat și i-a mântuit. Să-i vezi acum pe tofleni cum se comportă. Am fost la ei și s-au comportat genial, de un respect deosebit. Au acolo o catedrală. Dacă aveți ocazia, treceți și îmi veți da dreptate. Biblia civilizează. Biblia te învață să fii manierat, dar te învață cum să vorbești. Efeseni 4 cu spune așa niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu, învață și să vorbească în societate. Cum să se adreseze. Știți, nimic nu este mai enervant decât când mă duc la un ghișeu și aia de la ghișeu începe să țipe la aia de la rând. Atunci îmi sare și mi adrenalina. Și ce vrei? ce trebuie? lucruri, tu habar n te duci acolo cu un dosar, oh, îți mai lipsește asta, asta, nicăieri nu scrie ce îți lipsește. Și ea se așteaptă ca tu să știi ce îți lipsește. Ca și cum tu ai avea 10 facultăți și ea care nu are nicio facultate, așteaptă ca tu să știi totul. Dar de unde să știu totul, Doamnă? Ne cum să vorbească, se adresează agresiv publicului. Și astfel oamenii sunt tot mai triști, tot mai așa acri la față. Dacă cei de la ghișeu s-ar schimba, sunt sigur că și oamenii ar fi diferit. Dacă am ști cum să comunicăm, Dumnezeu îi spune lui Ieremia, te voi învăța cum să comunici și în fața fețelor crispate, a celor care se uită urât la tine și care vorbesc dușmănos. Dumnezeu spune, te voi învăța cum să vorbești. Învață-l pe copil cum să vorbească acasă. Nu în biserică să învață copilul cum să vorbească, nu la școală, nu la închisoare, și pornind de acasă, din familie, trebuie să-l înveți pe copil să fie respectos și să se adreseze respectos. Învață-l când trece pe lângă unul mai în vârstă să salute. Am crezut că numai în America tinerii trec pe lângă bătrâni ca vorba vorbaia treci pe lângă stâlpii de telegraf. Dar am observat că și aici, și aici se întâmplă lucrul acesta, mai nou. Știți, tehnologia actuală are un pericol. Pericolul tehnologiei actuale este că nu mai comunicăm. Mergem acasă în familie și mai mult timp stăm pe telefon decât cu soția sau cu copiii. Sau copia sau soția cu soțul. Comunicarea asta virtuală pur și simplu distruge comunicarea. Oricât ar vrea Dumnezeu să te învețe să vorbești, tu nu mai știi comunica. Te închizi în tine, ai o lume virtuală, tu trăiești paralel cu o altă lume. Uitați-vă când merg la restaurant, am fost și aici și și în America, e același lucru. Se adună cinci tineri la restaurant, stau la o masă. Ați observat și dumneavoastră? Fiecare scoate telefonul și vorbește cu altul de pe telefon, nu cu ăla cu care e la masă. Vi s-a întâmplat? Un al treilea lucru care trebuie să-l învățăm, să învățăm pe copiii noștri să fie curajoși. M-ați auzit bine? Copiii să fie curajoși. Ieremia îi spune, Dumnezeu Dumnezeu îi spune lui Ieremia, încurajându-l: Nu te teme de ei. Căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Dumnezeu. Dar de ce nu zice Dumnezeu, Ieremia cop? De ce nu zice Dumnezeu, Ieremia, nu te teme de ei că eu o să te ferez de ei, nu o să te duci tu la ei? Ba nu, Ieremia, tu du exact la ei. Eu sunt cu tine ca să te scap, nu o să-ți facă niciun rău, cu toate că te vor intimida prin privirile lor sau prin gesturile lor. Dar să nu te teme de ei, Ieremia. Știi ce înseamnă asta? Fii curajos. Dacă nu obraznic, curajos. Că sunt unii care confundă curajul cu obraznicia și consideră că îți spun eu și dacă îți spune, vai ce act de curaj. Nu. Curajul nu este să fii obraznic, ci curajul este să-ți asumi responsabilitățile, să stai lângă adevăr chiar dacă toți părăsesc adevărul. Să te sprijini pe adevăr, chiar dacă atunci când spui adevărul te pregătești de suferință. Nu contează, dar rămâi demn. Rămâi de caracter. Trăim într-o lume plină de fricoși. Și amintiți-vă că în Apocalipsa spune afară sunt fricoșii, scârboșii, închinătorii la idol și oricine trăiește minciună și iubește minciuna sunt afară. Creștinii de azi trebuie să fie niște oameni dârzi, niște oameni curajoși, care să iasă în fața celor ce dănțuiesc pe străzile acestei lumi și au curajul, obrăznicia, să-și prezinte imoralitatea în mod public, fără nicio rușine. Iar creștinii n-au curajul să iasă cu Biblia în față și să spună un stop păcatului. Ne-am închis în biserică și e frumos că predicăm aici și ne predicăm unii la alții. Dar știți, adevărata biserică e în afara acestor ziduri. Ce facem noi pentru Baia Mare? Creștem niște curajoși sau creștem niște înfrânți? Niște oameni care noi nu putem, noi nu avem. Știi, dacă copilului tău toată viața îi spui că e prost, când crește mai mare, el chiar crede că e prost. Dacă copilului tău îi spui că e slab, când crește mai mare, el chiar crede că e slab și nu poate. Poți după aia cu toți psihologii, psihanaliștii și cu toți să mergi să-l convingi. Nu mă, că tu poți. Mai bine încurajează-l copilul de mic, chiar dacă nu face perfect cum ai vrea tu să facă. Încurajează-l ca să devină un băiat curajos, o fată curajoasă. Nu se căsătoresc azi că le este frică. Am stat de vorbă cu mai mulți tineri, mi-e frică. N-am bani de apartament, n-am bani să mă întrețin soția, să mă întrețin copiii. Mi-e frică. Dar eu nu știu, noi pe vremea lui Ceaușescu cum ne-am căsătorit, că noi chiar n-aveam. Și nu ne-a făcut probleme, că nici n-aveam mașini, aveam o bicicletă din aia cu făcută din roți și din pedale și cu pleaznă de bici legată la cauciucuri când <laughs> explodau cauciucuri. Dar noi n-am avut probleme să ne însurăm, să ne căsătorim. Și astăzi trebuie să ții lecții de premature, de căsătorie, să faci consiliere, să le explici pentru că foarte mulți sunt fricoși. Nu este frică de viitor. Vai, vin rușii peste noi. Stați liniștiți că nu vin. Dar frica. Frica creează oameni fricoși. Mă rog lui Dumnezeu să fim oameni curajoși. Să creștem o generație de oameni curajoși. Pot. Dacă vrei cu adevărat, poți. Știți cum a cucerit Alexandru Macedon lumea? Avea 33 de ani când a murit, dar înainte uh, să devină marele general și cuceritor, el era în cortul lui și în cortul lui s-a uitat pe un țăruș. Pe un țăruș urcase o furnică și urca furnica pe țăruș și cădea jos. Și iar urca și iar cădea și iar și a încercat furnica de vreo 5 sau 6 ori să tot urce, până la urmă a reușit să ajungă în vârful țărușului. Și a zis el, de acolo a venit inspirația, cum a, acum a zice, știu ce trebuie să fac. Și a pornit la luptă și a biruit. Nu te da bătut niciodată, chiar dacă ai ieșuat de prima dată, ai ieșuat de a doua oră, ai ieșuat a treia oră, nu lăsa ca frica să pună stăpânire pe tine. Dumnezeu îi zice lui Ieremia, fii curajos. Știți cum s-a rugat biserica primară în fața persecuțiilor, în fața statului și a religiei care era împotriva bisericii primare? Știți cum s-a rugat? Efeseni, faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată? Zice stare! Știți ce înseamnă îndrăzneală? Curaj! Adică, cu alte cuvinte, Doamne, dă-le celor ce predică curaj să predice Evanghelia oriunde, în piață, acasă, oriunde, în magazine, oriunde se duc, dă-le curaj să predice Evanghelia. Să nu le fie rușine să predice Evanghelia. Curaj! Știi, veneam cu avionul și în avion, la un moment dat, văd pe un musulman că și ia covorașul, acolo, la 12.000 de metri înălțime, îl pune covorașul pe culoarul de la avion și se pune în genunchiat acolo și stă acolo și se roagă. N-am văzut niciun creștin să facă asta. Nici eu n-am făcut-o. Dar nici voi, că nu suntem mai buni. Dar musulmanul și-a covorașul și nu contează că e la 12.000 de metri, nu contează că sunt turbulențe și spune stiuardeza, puneți-vă centurile de siguranță că deja urmează turbulențe, că acum uh, au tehnologia și știu dinainte când se vor întâmpla aceste turbulențe. Nu, el stă acolo liniștit pe covor, poate să sară avionul, să coboare, să urce de o mie de ori, că el nu are treabă. Alah, alah și nu știu, nu știu ce mai zici acolo. Asta înseamnă curaj. Aș vrea Dumnezeu să ne dea puterea să creștem oameni curajos, curajoși. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, să învățăm pe copiii noștri unde să privească. Frați și surori, auziți ce îi spune Dumnezeu lui Ieremia. Ce vezi, Ieremia? Ce vezi? Odată satana l-a dus pe Iisus pe, un munte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și l-a întrebat ce vezi. Păi ce să văd, a zis Isus. văd împărățiile lumii, vezi strălucirea lor, da. Toate astea ți le dau ție dacă faci un simplu gest, să te închini. Nu mai trebuie să mergi la cruce, nu mai trebuie să mori, îi fac pe toți să creadă în tine, nu mai ai nicio problemă. Știți ce a răspuns Isus? Știi ce mult contează ce vezi? Tu ce vezi? Îl vezi pe Domnul sau nu l-ai văzut niciodată pe Dumnezeu? Ieremia a zis, Văd un vegheator. Bine ai văzut, Ieremia. Eu sunt acel vegheator pe care tu-l vezi. Veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Nu există un cuvânt să-l spună Dumnezeu și să cadă la pământ cuvântul acela fără ca să se împlinească. Dumnezeu are puterea să materializeze sunetul, cuvântul. Bine ai văzut, Ieremia, eu sunt acel care veghez. Știi ce mult contează la ce se uită copilul tău? Nu te bucura că i-ai dat un telefon și se uită acum la desenele alea animate care scad dracii și urlă și țipă acolo și se zgâiesc în toate felurile și tu ești fericit că copilul tău stă liniștit. Că din casă ți-l fură diavolul fără să vrei. Poți să-l ții închis. Ce vezi contează. 80% din informațiile noastre intră prin văz. Se duc la creier, acolo se formează tot felul de planuri și de acțiuni care mai târziu le punem în practică. A înțeles Ieremia mai târziu că de ochii lui Dumnezeu nu te poți ascunde. Și în Ieremia 23 cu 24 spune așa: Poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd eu, zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul? A realizat Ieremia că la ce se uită Ieremia, vede însuși Dumnezeu. Și văzând Dumnezeu, la ce se uită Ieremia, va avea odată Ieremia o răsplată. Dacă și-a închis ochii la păcat sau și-a deschis ochii înspre păcat. De aceea e foarte important să nu te uiți la filme pornografice, să nu te uiți la filme de groază și la tot felul de imagini care pot să-ți pervertească mintea. Pentru că ceea ce vezi are efect în suflet, are efect în inimă. Iov 31 cu 1 spune, făcusem legământul meu cu ochii, că nu mi-aș fi privit, oprit privirile asupra unei fecioare. Iar Biblia ne îndeamnă unde să privim, să îi îndreptăm pe copiii noștri să privească și să privim și noi. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Isus, care pentru bucuria care le-a pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de, de judecată, de domnia lui Dumnezeu. Învață-l pe copil să privească acolo, Privește și tu împreună cu El. Să privim cu toți. Pentru că privind înspre Hristos, vom avea acea sursă de putere, de a fi oamenii lui Dumnezeu. Altfel, privind la lume, vom deveni ca lumea.